Copiii din Zalău se pot bucura de trei noi spații de joacă grație unei investiții a Primăriei Municipiului Zalău. Copiii vor putea petrece mai mult timp în aer liber după ce Primăria Zalău a realizat o investiție de aproximativ 28.000 de euro în trei spații de joacă, aflate pe străzile Corneliu Coposu, Tudor Vladimirescu și Strada Colinei. Suntem într-o etapă în care se finalizează lucrările la trei spații de joacă pentru copii. Este o investiție în valoare de aproximativ 28.000 de euro, adică 128.000 lei. Și cele trei spații de joacă sunt convins că o să creeze pentru copii, o să fie o bucurie pe care aducem copiilor din zonele Coposu, Tudor Vladimirescu, Strada Colinei din cartierul Porolisum. Aceste trei locuri de joacă completează un număr de 7 locuri de joacă pe care le-am amenajat în anul trecut, în valoare de aproape 180.000 de euro, locuri de joacă în care am instalat și aparate de fitness pentru adulți. Și tot în anul trecut, 2017, am reabilitat din cele vechi 9 locuri de joacă. Adică am înlocuit mobilierul acolo unde a fost deteriorat. Acest tip de investiții o să continue în Zalău, în toate cartierele unde avem clarificată situația terenului și unde, desigur, se impune să amenajăm spații de joacă pentru copii. În fiecare din ele am instalat logistica, dacă îmi permiteți termenul, necesară petrecerii în mod plăcut a timpului pentru copii, topogan, un balansoar și, sigur, nelisitele leagăne pentru copii care se regăsesc în fiecare din cele trei locuri de joacă. Fiecare are o structură diferită din cele trei. Am încercat să punem covor, care un covor dintr-un material antiderapant, pe lângă care am pus iarbă sau gazon, ca să poată să joace într-un mod plăcut. Așadar, cele trei locuri de joacă situate pe străzile Corneliu Coposu, Tudor Vladimirescu și Strada Colinei completează lista altor 7 astfel de spații, iar intenția primăriei este de a amenaja și alte locuri de joacă pe raza municipiului Zalău.